De ce alegem să ne alăptăm copiii? Nu o singură dată ai auzit că laptele matern nu este suficient de nutritiv pentru bebeluș și alăptarea este un proces anevoios. De fapt, să știi că laptele matern conține de 10 ori mai multe componente nutritive decât orice formulă de lapte, atât de importante pentru organismul unui bebeluș. Alăptarea este mereu disponibilă, gratuită, la temperatura potrivită și componența adaptată copilului tău. Bebelușii alăptați au un risc mai mic de a avea alergii, multiple boli și își dezvoltă mai bine abilitățile cognitive. Pe lângă toate astea, alăptarea este benefică și pentru mame. Reduce riscul de depresie postpartum și de anumite tipuri de cancer, ajutându-le să se restabilească mai rapid după naștere. Și cel mai important lucru, alăptarea la sân creează o legătură unică și puternică între tine și bebelușul tău. De ce te complici așa? Ziceau ei. Hai, lasă toată treaba asta, dacă te doare. Cu puțină răbdare însă, poți învăța atașarea corectă la sân, iar procesul să devină unul ușor și plăcut. UNICEF recomandă alăptarea copilului din primele clipe de viață și exclusiv în primele 6 luni, continuând procesul până la 2 ani, în paralel cu diversificare.